Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalare generală pentru săptămâna 16-22 august 2020 pentru Zodia Fecioară. Etalare valabilă și pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți ascendent sau lună în Zodia Fecioară. Dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Wow, foarte interesant că au vrut să iasă foarte multe mesaje din prima pentru dumneavoastră. Văd că depășiți o perioadă în care totul a fost negru, ați avut numai ghinioane, v-ați pierdut locul de muncă, siguranța, încrederea în oameni, ați fost trădați, ați fost jigniți. Ați fost părăsiți, abandonați. Ei, lucrul se termină. În unele situații vorbim chiar de trecut, că au fost în trecut situațiile acestea care v-au dezechilibrat foarte tare, dar să știți că vor urma și lucruri bune pentru dumneavoastră. Dacă aveți un examen, s-ar putea să aveți reușită, pentru că vă văd cu o șansă aici, cu o schimbare foarte frumoasă, după o perioadă în care ați studiat. Dar țin să vă anunț că unii dintre dumneavoastră, dacă aveți examen în această săptămână, indiferent de natura lui, nu vă văd foarte bine pregătiți să luați examen, adică să nu fiți supărați dacă nu îl luați, pentru că aici trebuie să mai învățați puțin. Bine, dar vom vedea când vom explica aici, dacă vom avea mai multe detalii. Aveți de face cu semne de pământ, ca și dumneavoastră, Taur, Fecioară, Capricorn, dar și cu semne de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Haideți să vedem cu durerea aceea. Vreți să vă eliberați, ați ajuns într-un punct, gata, nu mai suportați nimic, nu mai suportați, aveți și un semn scorpion aici. Aveți nevoie de o schimbare, aveți nevoie de ceva nou în viața dumneavoastră și vă văd foarte hotărâți și porniți să încheiați capitole, să încheiați relații, situații, probleme și așa mai departe care v-au făcut viața amară, v-au chinuit, v-au zdruncinat, v-au pus la pământ. Gata, le încheiați și veți deschide un nou capitol. Nu mai vreți să vă agățați de nimic care vă provoacă atâta suferință. Într-adevăr, aveți de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Dacă vorbim pe planul sentimental, poate ați fost foarte răniți de o persoană în semn de apă, de aceea atât de multă durere. Dar revenind la situația generală a săptămânii, da, vorbim de foarte multă maturitate, de sensibilitate, de comunicare deschisă. Sunteți foarte maturi în momentul în care faceți lucrul acesta, sunteți pregătiți din punct de vedere sentimental, emoțional, să depășiți momentul. Ați ajuns într-un punct, deci atât de multe lucruri, prin atât de multe lucruri ați trecut încât ați atins un nivel foarte înalt de înțelepciune, de sensibilitate, de comunicare. Știți exact ce este de făcut aici. Haideți să vedem ce este cu instabilitatea aceasta din trecut. Clar vreți să o depășiți. Un regret, o suferință, o pierdere materială, un loc de muncă, o casă. Lucrul acesta a fost din destin, dar acum vă surâd de norocul, pentru că văd foarte multă abundență, să știți. Tind să cred că unii dintre dumneavoastră puneți în continuare, parcă vă pasă mai puțin de ce se întâmplă pe plan profesional sau financiar, vă pasă mai mult ce se întâmplă cu partea emoțională, sentimentală. Veți fi bine. Începând din această săptămână, veți fi foarte bine. Ori începeți noi povești de dragoste, ori reînnoiți relații, reluați relații, aveți dragoste în abundență în această săptămână, primiți și dăruiți. Sunt lucruri din destin, da, care vin cu noroc, după o lungă așteptare. Iar revenind la partea generală a lucrurilor și din punct de vedere financiar, veți sta extraordinar de bine. Unii dintre dumneavoastră fie veți primi o sumă de bani în plus, fie veți primi salariu, fie veți primi o datorie. Da, vă datorează cineva niște bani, ați uitat de acea datorie sau nu v-ați fi gândit niciodată că mai puteți recupera acei bani. Ei, aici se face dreptate divină și veți primi suma respectivă de bani, multă siguranță în familie.
Și nevoie de eliberare, să știți, da, de vindecare din toate punctele de vedere. Aici aveți o gândire negativă. Nu trebuie să porneți, cum am spus, de examen. Dacă aveți un examen, pe unii dintre dumneavoastră, într-adevăr, nu vă văd bine, nu vă văd suficient de pregătiți. De ce? Aveți o gândire negativă. Dacă se întâmplă ceva, dacă nu-i bun ce fac, dacă aveți un examen auto, de exemplu, da? Dacă nu o să fiu atent, dacă nu pun frână la stop, sau dacă aveți un examen la școală, dacă vă faceți scenarii negative și vă aduc la pierdere, da. Gândirea dumneavoastră, blocajul acesta, neliniște pe care o aveți, fiți mai stăpâni. Aici aveți noroc, într-adevăr, tind să cred că aveți examene și la școala de șoferi, pentru că avem un polițist aici, un om al legii, foarte dur. Nu-i neapărat dur, e o persoană stabilă, o persoană logică, o persoană care își face meseria așa cum trebuie. Semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dacă vorbim de alte situații, bine, aici va fi puțin, vă intimidează probabil persoana respectivă, dar poate fi cu reușită într-un final dacă faceți ceea ce trebuie. Dacă mă ascultați și aveți un examen, da, renunțați la gândire negativă, renunțați la scenariile pe care vi le faceți, pentru că nimeni nu pățește nimic, da? Așa, doar așa, făcând față cu brio fricilor pe care le aveți, gândire negative pe care o aveți, veți avea și reușite mari, pentru că aici văd un succes garantat. Iar în alte situații, după o perioadă în care lucrurile n-au decurs așa cum au trebuit, v-au neliniștit, ați vrut să faceți pași înainte, parcă ceva v-a ținut pe loc sau v-a tras înapoi, apare cineva sau o instituție, da, care vă ajută rapid, după blocajul acesta, când n-aveți nicio idee, niciun plan, nimic, brusc se așează totul în calea dumneavoastră și aveți parte de abundență, de reușită, de prosperitate, de tot ce este mai frumos. Da, nu vă mai îngrijorați, totul pleacă din mintea dumneavoastră. Aici va trebui, parcă așteptați ceva. Ori trebuie să luați o decizie, sunteți foarte indeciși, sunteți prinși între două lumi. Trecut, viitor, prezentul la dumneavoastră nu există, la unii dintre dumneavoastră. Oricum să nu uitați că aceasta este o etalare generală, deci nu se poate potrivi tuturor. Ei, trebuie să faceți o schimbare ca să aveți reușite. Poate unii dintre dumneavoastră trebuie să luați o decizie în legătură cu un drum, să plecați în străinătate, să vă mutați în alt oraș, să vă mutați la țară, să faceți ceva radical în viața dumneavoastră și încă stați pe gânduri. Nu știți ce să faceți, dar va fi cu reușită foarte mare. Străinătatea o văd. Probabil vă veți decide până la sfârșitul săptămânii ce veți face. Reținerile acestei nesiguranțe probabil este din cauza situației în care ne aflăm cu toții. Dar nu trebuie să vă împiedice acest lucru, pentru că văd foarte multe reușite. Am treiul de cupe care se repet, reușita garantată, succes, noroc. Vă reîntâlniți cu persoane dragi. Aveți posibilitatea să avansați în carieră făcând pasul acesta. Aveți șansa să ajungeți într-un punct atât de sus încât să puteți să vă cumpărați propria locuință acolo unde nu aveți. Clar vă veți muta. Unii dintre dumneavoastră veți participa la o petrecere. Bine, încă suntem în post, dar stați că acum suntem în post. Dacă fac etalarea săptămâna aceasta, n-am ajuns pe 15, îmi cer scuze. Dar mă înțelegeți, vedeți că o fac din timp. Da, puteți merge la o logodnă, la un botez, ceva, văd o vizită într-o casă cu multă reușită, reuniune de familie. Dar unii dintre noi parcă sunteți așa un pic necăjiți. Ceva vă dă bătăi de cap. Văd puțină instabilitate aici, un conflict. Poate apărea o discuție în contradictoriu. Putem vorbi de rivalitate la un loc de muncă, în viața personală. Cineva vă copie ideea, probabil. Avem semne de apă, rac, scorpion, pești. Vă vin vești bune, să știți. Nu trebuie să vă îngrijorați. O mai avem aici pe Hoana, pe Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, care vă spune să vă folosiți de intuiția dumneavoastră. Vorbim de legăturile acestea de suflet, de legăturile dintre oameni, de partea conștientă sau subconștientă a lucrurilor. Pot ieși lucruri la iveală, care pe unii dintre dumneavoastră vă vor deranja, pe alții vă vor ajuta să știți ce aveți de făcut. Aveți multă dragoste de oferit în această săptămână. Cu partea aceasta emoțională veți avea parte de multe reușite, să știți, modul în care veți aborda dumneavoastră toată situația sau situațiile în general.
Multe începuturi, v-am spus, surprize, aveți parte de propuneri, de oferte care vin în valuri, să știți. În unele situații veți avea nevoie de mai multe informații sau sunteți curioși să aflați mai multe lucruri de o anumită situație sau de un anumit loc de muncă sau de o anumită persoană. Vreau să văd dacă veți și afla ceva. Aveți de-a face și cu semne de pământ, ca și dumneavoastră Taur, Fecioară, Capricorn. Da, aflați, dar în timp. Aici lucrurile se vor mișca un pic mai lent, dar vorbim de foarte multă siguranță, de foarte multă stabilitate și reușite, avansări. Vești foarte bune care vă vin până la sfârșitul săptămânii. Poate nu este o așteptare atât de îndelungată. Poate așteptați dumneavoastră mai repede și îngreunați situația, dar vă vin. Până la sfârșitul săptămânii vă vin vești excelente în situațiile în care așteptați aceste vești. Laudă, vă laudă cineva, vă apreciază foarte mult pentru felul dumneavoastră de a fi. Avansări la locul de muncă și multe reușite. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!